Sindicaliștii din educație au un calendar bine stabilit pentru acțiunile de protest. Aceștia vor organiza două mitinguri în fața Parlamentului, pe 25 și 26 aprilie. Pe 10 mai, un alt marș cu aproximativ 10.000 de participanți va avea loc în capitală. Dacă revendicările nu le vor fi soluționate, vor face un referendum între membrii de sindicat pentru declanșarea grevei generale în școli, începând cu data de 22 mai. Principala revendicare este aplicarea în totalitate a legii 153 pe 2017, care încă nu a fost aplicată pentru personalul nedidactic, adică muncitorii din unitățile de învățământ. Ei nu au atins grila de salarizare din 2022, cu toate că au cele mai mici salarii și cele mai grele condiții de muncă. Altă revendicare ar fi apariția regulamentului de sporuri pentru personalul didactic auxiliar, salarii motivante pentru cadrele didactice. Nemulțumiri sunt legate și de condițiile din unitățile de învățământ. Funcționăm în școli, multe dintre ele cu probleme. Ați văzut că în multe zone ale țării au început să cadă la cutremur sau sunt în pericol de a cădea. Funcționăm cu profesori insuficienți, cu profesori nemotivați, funcționăm cu pensionari și funcționăm, din păcate, cu personal necalificat, unii doar cu liceul. Tragic fiind că aceștia se găsesc mai ales în zonele rurale, unde copiii au cele mai mici șanse de a, de a promova mai departe spre un liceu sau o școală de bună calitate. Toate aceste acțiuni sunt anunțate de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație, Spirul Haret, și Federația Națională Sindicală, Alma Mater.